O să vă propun dumneavoastră câteva din rezultatele acestui sondaj, așa cum mi s-a părut nouă mai interesant, și o să încep cu o întrebare care pentru prima dată a fost formulată în sondajele noastre, pentru prima dată, ea se referă la consumul cultural al cetățeanului. Și am întrebat cetățeanul cât de des pe parcursul ultimilor 12 luni ați participat. Ați vizitat locurile culturale de Republica Moldova, mănăstiri, zone culturale. Deci în ultimele 12 luni, 81% din cetățeni nu a fost niciodată la cinema. Adică vă uitați pe grafic, da? De sus, dacă uitați din stânga spre dreapta, de loc, o dată, de două, trei ori, în medie o dată pe lună, în medie o dată pe săptămână, nu știu, nu vă răspund la întrebare. Și deci cu această culoare albastră care trebuia făcut roșu mai degrabă, da? Deloc în ultimele 12 luni nu am fost la treaptă, au zis 80% din cetățeni, deloc nu am fost la muzeu, 79% din cetățeni și așa mai departe. Dar 17%, cel puțin o dată au fost la mănăstiri sau zone culturale, 18% la evenimente culturale comunitare, etc. Dar glumeam cu membrii juriului că probabil am greșit aici când am văzut aceste date, probabil